Centrul Județean de Cultură Dâmbovița împreună cu Orchestra Simfonică Muntenia a organizat duminică 28 octombrie un concert extraordinar de rock simfonic, concert ce a avut loc la Centrul Cultural Ioan Alexandru Brătescu Voinești din Pucioasa. Atmosfera evenimentului a fost completată atât de soliști precum Dorin Cuibaru, cât și de invitatul special Robert Maghetti. Cel care s-a ocupat de orchestra simfonică a fost dirijorul și pianistul Sorin Petrescu. Prețul unui bilet a costat 13 lei, însă elevii, studenții și pensionarii au putut beneficia de acest bilet achitând suma de doar 8 lei. Spuneam că și rock-ul poate să aibă romantism. Un compozitor renumit în genul musical. Musicalul este un fel de operetă modernă în care se combină genuri diferite. Rock, împăcarea de care spuneam eu între rock și muzica simfonică, își are o corespondență foarte bine găsită în subiectul acestui musical, și anume un personaj multă vreme neîmpăcat cu lumea, retras de lume, nefericit, își găsește până la urmă, în fine, prin iubire, seninătatea. O să auziți probabil ultimele acorduri, puțin ciudate, o să le găsiți ciudate, poate greșite, sună puțin disonante. Exact trecerea asta de la încrâncenare până la ultimul acord care, în fine, sună bine, și anume găsirea acestei seninătăți.